Președintele Klaus Iohannis nu exclude posibilitatea de a fi succesorul lui Stoltenberg la șefia NATO. Mandatul actualului secretar general NATO va expira pe 30 septembrie 2023. Întrebat de Digi24.ro la conferința de presă de la Palatul Cotroceni dacă ar accepta să fie viitorul secretar general al NATO după expirarea mandatului lui Jens Stoltenberg, președintele Klaus Iohannis a răspuns: dacă mi s-ar face o astfel de propunere, aș evalua situația foarte serios și aș face o declarație publică. În prezent, România ocupă poziția de secretar general adjunct al NATO, Mircea Joană deținând această funcție din toamna anului 2019. NATO îi caută un succesor lui Jens Stoltenberg, al cărui mandat de secretar general al organizației expiră pe data de 30 septembrie 2023. La începutul lunii februarie, președintele Klaus Iohannis a fost menționat de DPA printre posibilii candidații la funcția de secretar general al NATO, care va rămâne vacantă după încheierea mandatului lui Jens Stoltenberg, care urmează să preia funcția de guvernator al Băncii Centrale a Norvegiei. Agenția DPA a enumerat câteva nume care, potrivit unor surse din cadrul alianței, au fost evocate drept posibili candidați pentru acest post. Printre cei enumerați de agenția DPA preluată de Agerpres, se numără fostul premier britanic Theresa May, prim-ministrul olandez Mark Rutte, șefa guvernului eston Kaja Kallas, fostul comisar european pentru politică externă Federica Mogherini și președintele român Klaus Iohannis.